Într-adevăr, am început de distribuția de produse de panificație și fructe în școli. Numărul beneficiarilor, elevilor beneficiari, în număr de 65.000 aproximativ. La acest moment sunt două asocieri. La panificație, de fapt, sunt cam aceleași. Liderul de asociere și la panificație și la fructe este Lido Gârbea, împreună cu alte societăți comerciale. Deci cam aici. Și cu laptele ce se întâmplă? Laptele la acest moment este încă în procedura de licitație.